Ziua Națională a Culturii Românești. Mă bucur să particip aici în piața din Cernăuți. Foarte multe lume, flori la am fost și noi prezenți, cei din sudul Bucovinei, de la Suceava, coroane de flori. Am putut să spunem și câteva cuvinte. Acum, la început de an, pot să fiu prezent aici ca să mă încarc cu energie pozitivă și spiritual, să fiu mai bogat în acest an și nu numai eu, toți avem nevoie de așa ceva. De unde din altă parte decât de la Luceafărul neamului românesc și a poeziei românești, Mihai. Să respectăm memoria acestui mare om. Trebuie să felicit asociațiile culturale de aici, din Cernăuți, care păstrează limba română, care luptă pentru identitate, care omagiază cultura română și pe Marele Eminescu și transmit de aici, de la Cernăuți, gânduri bune pentru cei de acasă și sunt convins că vom putea face mai mult. În primul rând, să deschidem punctele de frontieră cu România și să ne întâlnim mai des cei din nordul și sudul Bucovinei, pentru că în felul ăsta este pasul spre Uniunea Europeană și pentru Ucraina, care am văzut că l-așteaptă de bucată de drept. Încă o dată, omagii și memorii pentru Marele Eminescu de aici, de la Cernăuți.